Salutare! Astăzi vorbim despre o lucrare deosebită, Sursa Supremă, Kunjut Gyalpo, apărută la editura Herald. Este una din cele patru cărți scrise de Namkhal Norbu, apărută la editura Herald, care explică tradiția Dzogchen, precum și multe practici ce se regăsesc în această cale autentică. Astăzi este alături de noi Gabriela Schneider, care este ca profesie medic, specializat pe medicină internă. L-a cunoscut pe maestrul Namkhal Norbu în 1998 și este instructor al bazei Shanti Mahasangha din 2016. Gabriela, ne poți introduce puțin în ideile și abordările esențiale ale tradiției Dzogchen? Bună, Vlad! Mulțumesc pentru invitație! O să încerc. Desigur, Dzogchen poate fi considerat o filozofie, o religie sau o cale spirituală, însă nu este nimic dintre acestea. Dzogchen este natura noastră adevărată, o potențialitate care fiecare dintre noi o avem și această cunoaștere este foarte veche, a fost transmisă și învățată de foarte, foarte multă vreme, iar învățăturile care le învață cum să descoperim această potențialitate, această natură reală a noastră și cum să zăbovim în ea, se numesc învățături Dzogchen. Dzogchen, ca și termen, înseamnă marea perfecțiune. Este tocmai marea perfecțiune a condiții adevărate a existenței fiecare ființe umane și fiindcă de obicei învățăturile sunt transmise într-un cadru cultural, iar Dzogchen a fost transmis în cadrul culturii Tibetului, poate exista tendința să fie considerată o tradiție tibetană. Nu este însă o tradiție, repet, ci este o cunoaștere. Și această cunoaștere a fost practicată și aplicată în toate categoriile sociale, în toate școlile. Dzogchen, cum spune Rinpoche, poate fi practicat de călugări și călugărițe, fără să renunțe la legămintele lor. La fel poate ca practicat Dzogchen un preot catolic, un muncitor, un angajat într-un birou și așa mai departe, fără a trebui să-și abandoneze rolul lor în societate. Pentru că Dzogchen, această cunoaștere, nu schimbă oamenii din afară și mai degrabă îi trezește în interior. Iar de-a lungul secolelor, Dzogchen, care nu este o școală, nu este o sectă, nu este un sistem religios, nu este o filozofie, ci, repet, o stare de cunoaștere, a fost transmis de maestri dincolo de orice limitele unei școli, iar linia maestrilor care au transmis Dzogchen a inclus maestri aparținând tuturor claselor sociale, țărani, nomazi, nobili, călugări, conducători religioși sau de stat, din toate tradițiile spirituale. Așadar, acesta este esența a ceea ce putem spune despre Dzogchen. Este o cunoaștere valabilă pentru oricine, oriunde, oricând. Mie îmi place foarte mult cartea. O parcurg și merge destul de greu, pentru că, adică nu merge greu, dar citesc o pagină, după care stau să integrez ceea ce am citit. Adică nu este o carte pe care o termini imediat și gata, ai parcurs-o și treci mai departe. Este plină de înțeles și poate fi percepută cumva pe multe straturi. Și tocmai pentru că avem de-a face cu, practic, cu o tantră fundamentală din Dzogchen, vreau să te întreb în legătură cu această lucrare, ce ai putea să ne spui, ce te-a impresionat cel mai mult la această lucrare? Am descoperit această carte
destul de devreme a contactului meu cu Dzogchen, pe când înțelegerea mea, care și acum este foarte limitată, era și mai limitată. În orice caz, atunci când am citit-o, pentru mine a fost o senzație asemănătoare, nu știu, m-am gândit că probabil așa se simte un cercetător când e în pragul unei descoperiri epocale. Am avut senzația, da, tu acum citești ceva și ești în contact cu ceva care îți va schimba întreaga viață, pentru că în aceste rânduri e conținut misterul existenței. De ce suntem noi aici? Cum funcționăm? Care este esența noastră? Deși am înțeles multe lucruri intelectual, nu am înțeles-o și ca experiență, dar m-a fascinat și această carte mi-a spus, da, asta e calea ta, asta este ceea ce tu trebuie să aprofundezi. Și așa și fost după aceea. Înțelegerea mea s-a adâncit cu anii, iar în cele din urmă, acum 3 sau 4 ani, am ajuns la curajul, să spun, să îndrăznesc să traduc această carte care, așa cum ai spus, necesită o anumită dăruire, dedicație pentru a-i face față. Pentru mine a fost un, cum se spune astăzi, game changer. Cred că toată lumea care a luat contact cu această învățătură și chiar a și practicat, că exact așa cum spuneai și tu, una este înțelegerea intelectuală și sigur că după aceea vine aprofundarea prin practică și așa ajungem cumva la realizare, așa cum spun tibetanii, e o mare diferență între a înțelege intelectual și a avea realizarea a ceea ce înțelegi, adică a înțelege în mod profund și autentic. Și voiam să te întreb, este aceasta o cale a armonizării de sine pentru cititorul care se apucă să studieze această operă? Adică poate integra cumva aceste învățături și să ajungă la o autocunoaștere și la o armonizare? Sau în ce măsură? Cum se întâmplă procesul ăsta și cât ne poate ajuta această lucrare fundamentală? Depinde foarte mult de cititor. Cartea are un impact asupra fiecăruia care o citește, cred eu. Dar ce facem din acest impact depinde de noi. Mulți, probabil că din cei care vor citi, au abordat deja o cale spirituală și au anumită experiență. Dar și pentru cei doar atrași poate de titlu sau de culori sau ce anume îi atrage sub această carte, ea sunt convinsă că îi va impresiona. Da, poate să ne schimbe viața, dar, cum am spus, depinde de o serie de factori. Nu este de ajuns, cum ai spus tu mai înainte, cum am discutat noi doi, să o înțelegi intelectual. Înțelegerea intelectuală te ajută doar să porți discuții interesante, dar care în final nu au mare rezultat concret pentru viața ta. Poate o anumită măgulire a orgoliului sau lucruri asemănătoare. Această carte poate să îndrume pe cititor spre calea Dzogchen sau spre altă cale spirituală. Important este ca cititorul să se așeze cu sine însuși și să reflecteze asupra vieții lui, asupra condiției lui, asupra stărilor sale, asupra interacțiunii lui cu cei din jur, cu mediul, cu oamenii. Să reflecteze asupra vieții lui și să realizeze că nu e fericit. De obicei, avem momente de fericire trecătoare,
Dar undeva în sinea noastră există o căutare adâncă pe care de multe ori nici nu putem defini către ce ea se îndreaptă. Și în acest moment în care cititorul realizează acest lucru, el are și dorința și dăruirea să se dedice unei căi spirituale. Special pentru Dzogchen, citirea acestei cărți nu ajunge ca să te schimbi complet. Desigur, îți dă o direcție și anumite lucruri le vezi mai clar și poți să le schimbi tu singur. Dar pentru ca să accesezi într-adevăr cunoașterea acestei surse supreme, care este potențialitatea noastră primordială, adică o potențialitate care există în noi de la naștere, nu e creată, nu trebuie să o dezvoltăm, nu ne dă nimeni, ci există în noi. Ea este însă întunecată de toate suferințele, conflictele, gândurile, emoțiile noastre, de iluzia unei realități care, cum a spus și Eminescu, un vis al morții eterne în viața lumii întregi. Realitate care e asemenea unui vis. Deci, este important să descoperim nu doar intelectual această potențialitate că ea există, ci să o descoperim în noi. Pentru aceasta este nevoie transmiterea acestei cunoașteri printr-un maestru. Iar această cunoaștere are loc oral, simbolic și direct. Oral, prin explicațiile maestrului, ce este această stare, cum este, cum se ajunge la ea, ce metode trebuie să aplicate. Apoi, introducerea simbolică în care se arată anumite simboluri care ajută pe cel care ascultă aceste explicații să asocieze această stare care nu poate fi luată și spus aceasta este. Nu se poate concretiza, trebuie doar experimentată. Un exemplu spune este aceeași experiență ca și gustul dulce. Dacă întrebi pe cineva care n-a gustat niciodată dulce, să descrie dulcele, nu va ști să-ți descrie dulce, nu va ști ce este dulcele. Degeaba încercăm să explicăm. E așa, e așa, e așa, se simte așa. Persoana aceea niciodată nu va ști ce e dulcele. Dar dacă îi dăm o bucățică de zahăr și gustă dulcele, atunci va recunoaște dulcele în toate variantele sale. Că e în ciocolată, că e în zahăr, că e în cacao, că e în orice. Așa este și cu experiența acestei stări primordiale, acestei potențialități. Deci maestru, după explicațiile orale, acordă explicația simbolică în care prin simboluri se sugerează analogii cu această stare. În final urmează introducerea directă în această cunoaștere, aplicând metoda explicată de maestru împreună cu acesta, astfel încât discipolii și maestrul se află în același moment în această stare. Și momentul acesta este descris ca și cum într-o cameră întunecată s-ar aprinde pentru o secundă un chibrit și în lumina flăcării am recunoaște absolut totul ce se află în camera aceea întunecată. Ne-am recunoaște propria noastră lumină interioară. Și această experiență este de neîndepărtat, este de neschimbat, este marcantă. Iar pasul următor este, având această cunoaștere instantanee, să repetăm diferitele metode care le putem întâlni în Dzogchen, pentru a confirma această experiență, pentru a deveni familiar cu ea, pentru a ne îndepărta toate dubiile că aceasta este starea. Și când am făcut acest pas, putem rămâne permanent în ea, ceea ce înseamnă iluminare. Foarte frumos ai descris, Gabriela, această experiență și chiar îmi aduce aminte de foarte multe lucruri și de cum am perceput eu la început această învățătură. Și apropo de ce ai spus, voiam să te întreb că apare foarte des acest concept de minte. Nu doar în Dzogchen, dar și în toată filozofia și în toate tradițiile din budism, se discută foarte mult despre minte și respectiv despre natura minții.
Și voiam să te întreb, pentru că eu cred că ajută foarte mult în practică o înțelegere a acestor două concepte, în special pentru că poate exista o confuzie, că noi în Occident avem, când vorbim despre minte și în general despre conceptul de minte, avem o altfel de percepție. Dar în filozofia budistă și în tradiția tibetană și în special în Dzogchen este un pic diferit și aș vrea dacă putem să clarificăm puțin această diferență dintre minte și natura minții. Am încercat, deși nu este ușor deloc. Așa, în esență spus, mintea este tot ceea ce gândește, ce gândim. Mintea este gândurile, conceptele, emoțiile, judecățile noastre. Exemplu care se dă dincolo de deci aceasta este mintea noastră. Dincolo de această minte care gândește, judecă, analizează, există însă o natură a minții. Și această natură a minții este dincolo de mintea care gândește. Ca să o descoperim, trebuie să trecem, să spun așa, de minte. Exemplul care se dă este cel al unui pahar cu apă tulbure, în care plutesc frunze, insecte moarte, nisip. Dacă așa e și mintea noastră, toate aceste lucruri care plutesc în paharul cu apă sunt gândurile, conceptele, tot ceea ce se petrece în mintea noastră. Și ceea ce se petrece în mintea noastră are consecințe, pentru că noi suntem guvernați de minte, suntem sclavii minții. Dacă mintea ne spune, du-te și bate-l pe X, impulsul e să o facem. Dacă mintea spune, nu fa așa sau nu spune așa, sau orice ne spune, noi urmăm impulsurilor minții. Noi trebuie să învățăm să trecem dincolo de această minte, în natura ei, și atunci suntem noi cei care guvernăm mintea, pentru că o vedem ce face și putem, putem dintr-o înțelepciune care de la sine răsare în această stare, în această natură a minții, să acționăm în modul care în împrejurul timp și spațiu este cel mai corect, și nu în modul în care mintea ne spune. Nu război cu război, de exemplu. Există posibilități ca oamenii să se înțeleagă. Un exemplu tipic care se dă în învățăturile Dzogchen pentru a exemplifica relația dintre minte și natura minții este exemplu oglinzii și a reflexiilor în oglinda. Reflexiile în oglinda sunt tot ceea ce se petrece în mintea noastră, toate percepțiile noastre, toate sunetele, toate viziunile, gusturile, senzațiile tactile, mirosurile, toate gândurile, toate aceste percepții sunt ca niște reflexii într-o oglindă. Oglinda, cu ajutorul reflexiilor acestora, ce descoperim? Că oglinda are o potențialitate infinită. Orice punem în fața ei, ea reflectă. Că e un munte, că e un șoricel, că e un creion. Orice, cât de mare, cât de mic, o oglindă reflectă. Dacă obiectul este pus în fața ei, desigur. Ce descoperim cu ajutorul acestor reflexii? Că oglinda are o capacitate infinită să reflecte orice, pentru că este clară, pură și limpede. Așa cum reflexiile corespund percepțiilor, emoțiilor, gândurilor noastre, oglinda, natura ei de claritate, limpezime, puritate și potențialitate infinită, corespunde naturii adevărate a minții. Acesta este paralela care se face.
Dar ca să descoperi natura minții, trebuie întâi să calmezi mintea. De aceea, primii pași sunt o serie de metode de practică prin care ne reeducăm mintea și aducând-o în starea calmă, devenim capabili să ne autopercepem natura noastră adevărată, așa numită natura minții. Această stare de claritate, de vacuitate și de potențialitate infinită. Da, marea problemă e că de multe ori avem tendința să confundăm acele imagini care se reflectă cu natura în sine a obiectului. Adică confundăm reflexiile cu oglinda în sine și aici ține de multă practică să putem să observăm că acele imagini sunt iluzorii și sunt doar o proiecție. Da, este adevărat. Scuze, da. Și, este adevărat. Și voiam să mai spun că chiar vorbeam zilele trecute cu cineva și am pus întrebarea cât la sută crezi că controlezi tu mintea și cât la sută crezi că te controlează mintea pe tine. Și la început a zis că el controlează mintea, dar m-am întrebat, dar câte gânduri îți vin, să zicem, pe zi pe care nu le gândești tu deliberat, nu le aduci tu în mod conștient în minte să le gândești. Adică nu stai eu acum, mă gândesc la carte, ok, ăsta este un gând, dar câte vin fără să le controlăm noi și de câte ori și răspundem instinctiv la ceea ce ne spun aceste gânduri care nu ne vin în cap cu voia noastră. Și atunci a ajuns la concluzia că vreo 80% nu controlează și atunci, da, este extraordinară practica, pentru că chiar dacă să zicem că nu ajungi la un grad foarte elevat de iluminare, chiar și dacă câștigi un 10% sau un 20% în plus de autonomie și de control asupra minții tale, deja înseamnă că ești cu 10-20% mai puțin controlat și asta înseamnă enorm, având în vedere că suntem controlați poate peste 90% de aceste impulsuri. Și în momentul în care deținem controlul, deja se schimbă viața noastră foarte mult. Și chiar voiam să te întreb în ce măsură integrarea acestei condiții originare despre care vorbeai în viața noastră a omului, în viața de zi cu zi, ne poate schimba și în ce feluri ne poate schimba, pentru că cred că sunt foarte multe răspunsuri aici, multe potențialități, ca să zic așa. Da, revenind puțin la minte și natura minții, așa cum oglinda și reflexiile din ea nu se pot separa, nu? Oglinda într-o cutie nu reflectă nimic, o reflexie fără oglinda nu. Deci ele sunt inseparabile, mintea și natura minții sunt mintea, e manifestarea energiei naturii minții, de fapt. Și, de exemplu, dacă observăm mintea, este un exercițiu, să-ți observi mintea. Ce constatăm? Avem un gând, acest gând dispare, dar apare alt gând. Lucrăm cu acest gând, dar și el dispare sau apar lanțul de gânduri. Dar între un gând și altul, întotdeauna este o pauză. Însă noi gândim permanent, urmăm minții și nu remarcăm de multe ori aceste pauze dintre gânduri. Deci, în starea noastră firească este stare calmă, care corespunde pauzei dintre gânduri, și mișcare, care corespunde mișcării gândului. Gândurilor. Și acesta este un flux neîntrerupt. Dar în acest flux neîntrerupt, că suntem într-un moment calm, că suntem într-o mișcare a gândurilor, există o prezență conștientă, clară, limpede, care percepe aceste lucruri dacă am practicat și ne-am dat seama de ea. Și aceasta este natura minții, de fapt. Acum, dacă putem integra noi acest lucru în viața de toate zilele,
Desigur putem, dar este o cale foarte lungă. Este o cale foarte lungă și cere multă răbdare și, dedicație. Dar primul pas este acesta, care l-am spus, să ne cunoaștem pe noi prin aceste metode. Ajungând să ne cunoaștem pe noi, ajungem să înțelegem pe ceilalți și în noi se dezvoltă o compasiune naturală, autentică, nu fabricată. Trebuie să fiu bun, trebuie să fiu milos, nu e bine să... Răsare pur și simplu în noi și asta o manifestare a energiei acestei stări naturale. Când ai compasiune, nu poți să fii rău cu cei din jur, pentru că îi înțelegi. Noi avem o zicală foarte înțeleaptă. Ce ție nu-ți place, altea nu-i face. Atunci, felul nostru de a acționa în societate se modifică. Interacțiunea cu cei din jur se schimbă. Și constatăm, ceea ce pot să confirm, problemele noastre diminuează. Dacă înainte am avut multe conflicte, suferințe, situații nerezolvate, pe măsură ce progresăm pe calea aceasta spirituală, mintea noastră devine tot mai limpede, hotărârile noastre devin tot mai optime în funcție de condițiile de spațiu și timp. Lucrurile se desfășoară într-un mod armonios și nu trebuie uitat că noi ca ființe existăm pe trei planuri. Corp, energie și minte. Mintea este ca un fel de rege care guvernează totul. Când mintea noastră se calmează, își descoperă propria natură, e reeducată, modul în care ea guvernează energia noastră și corpul nostru devine propice, contribuie la o viață îndelungată, o sănătate mentală, fizică și fizică, are numai avantaje, dar implică foarte, foarte multă autoobservare, pentru că e un lucru asupra ta, o reeducare a ta însăți și o călătorie spre acest miez al nostru care este condiția noastră primordială, care este, aceasta este sursa supremă, nimeni altcineva. Ea se află în noi, în fiecare din noi. Devine mai descoperită. Mulțumim mult de tot, Gabriela, pentru chiar, practic, a fost ca un fel de introducere chiar în natura minții și cred că oricine aplică chiar și din exercițiile și cum ai prezentat această modalitate, cred că dacă chiar se ține puțin de a exersa aceste lucruri, o să aibă rezultate chiar foarte, foarte puternice și sesizabile și își va transforma viața. Adică nu știu pe nimeni care să fi perseverat în aceste practici și să nu aibă o calitate complet schimbată, o îmbunătățire a calității vieții, a percepției de sine și a clarității pe care o manifestă în viața de zi cu zi. Deci mulțumim mult și sperăm să ne vedem și să discutăm despre cât mai multe asemenea cărți interesante, pentru că maestrul Namkhai Norbu a scris mai multe astfel de cărți și sperăm să apară și la noi traduse, la editura Herald. Mulțumim mult! Mulțumesc foarte mult!